La aproape o lună de când Republica Moldova a obținut statutul de candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, puțini oameni cunosc despre acest lucru. În satele din raionul Ungheni, relativ aproape de Chișinău, mulți localnici au aflat noutatea de la noi. Unii sunt de-a dreptul sceptici, alții optimiști. Am întâlnit și dintre cei care nu prea înțeleg multe, dar știu una. În Europa, viața e mai bună, salariile sunt mai mari, iar justiția e corectă. Da, eu știu și Europa și... Nu știu nici cum, că nici nu știu carte. Credeți că Republica Moldova trebuie să fie în Europa? Ei, lăsă și ei partea mea. Vestea despre statutul de candidat pentru aderare încă nu a ajuns în satul Bumbăta. Această femeie spune că privește televizorul, dar aparatul nu are sunet. Pentru mulți localnici, la fel a fost o noutate. Nu mă răzbresc în chestiune de este. Republica Moldova acum poate candida la aderarea în Uniunea Europeană. Ce credeți despre asta? Moldova a primit statutul de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Nu mă interesează. Dar de ce? Chiar și tinerii care sunt mai versați în noile tehnologii și au acces la internet au aflat de la noi despre acordarea Republicii Moldova statutului de candidat. Ar fi mai multe oportunități pentru țară, pentru tineri. Vă vedeți viitorul în Uniunea Europeană? Da. Ați vrea să plecați acolo la muncă, la studii? Ar fi super să plec acolo. De ce? Nu știu, ceva nou, ar fi interesant. Mai întâi studii, după un loc de muncă și după aranjăm trai acolo. Acolo, nu în Moldova. Dar de ce nu în Moldova? Nu știu, așa e mai bine, cred. Alții cred că valorile europene vor veni aici repede și reversibil. Mătușa Maria speră la o pensie mai mare. Cum se va întâmpla, nu știe, dar trage nădejde. Și din lucru, și după hotare, și prin Moldova, să o ajut cu ceva, și foarte bine. Dumneavoastră v-ați bucurat când ați auzit vestea? Da, numai decât că am copii, am 4 fete căsătorite și viitorul lor. Femeia nu știe dacă va mai apuca să vadă cum Republica Moldova devine parte a familiei europene, dar spune că e important ca asta să se întâmple odată și odată. E ca și cum într-o familie, când nu este unire și înțelegere, așa și în moldovioara asta noastră. E bogată, e frumoasă, este de toate cele. Dar au fost până acum la conducere tare mulți care au mâncat de pe spatele ei, au trăit și nu m-au furat-o. Da. Dar foarte greu ca să ne revenim noi, să trăim bine, e foarte greu. Deși nu sunt la curent cu toate detaliile și nu înțeleg procedurile de aderare la Uniunea Europeană, oamenii speră că acest pas îi va apropia de o viață mai bună, salarii mai mari și justiție corectă. Desigur, nici vorbă nu poate schimba, asta e imposibil. Știți, asta e cea mai mare dorință a mea, adică personal. Da, de atâta, fiindcă am fost cu rușii și am văzut. Am fost în Rusia, am văzut cum trăiesc rușii. Am fost în Europa și am văzut cum trăiesc lumea din Europa. Țări dezvoltate, țări care avem și învățat și avem și pildă și la dânsă. Trebuie să facem reformele cele care au fost pornite cu mulți ani în urmă, prin 2014. Reforma justiției, în primul rând, trebuie de făcut. Reforma în economie, în primul rând, trebuie de făcut reformă. Fiindcă noi nimic nu avem. Noi tot importăm, noi nu mai știm să vindem și să cumpărăm. Văd că în colonjile păstrăie și mai gine ca noi. Aveți rude acolo plecate, copii? Da, mă. Și ce zic ei despre UE? Ce poate zic că lucrează, câștigă, trăiesc mai normal. Alții sunt sceptici, deoarece în opinia lor Occidentul are probleme și fără noi candidați pentru aderare. Noi suntem în urmă mătilii cu 50 de ani, așa că nu știu, chiar nu știu. Dar ce ar trebui să se schimbe în primul rând? Mentalitatea noastră. Eu ne dumă și tu nu știu Europe. Ce mă? Pentru că am своих проблем хватает. Мы если войдем в ту Европу, то также мы захотим выйти из той Европы, как вот Великобритания. На меня вводит политика, лесная, я остался ненавистью. Да вредится не Европа сам? Ну, мы правильно, что Европа, Ника. Да, де че? Тару врут, а си я лазит дука. Мы где не фос крушей. Да че фос мой бин? А вен не туаде. Европа те сарачешься. В каре вре Европа лаз дук румыни, дук Европа, ну не вре. Toată lumea se gândește că în Europa se duce și se dă bani degeaba.
Și toți fug la Europa, fug la bine. Merg să muncească oamenii. Dar și la noi nu s-ar putea face, nu s-ar putea face ceea ce am avut înainte, și uzine, și fabrici, și lucra toată lumea pe loc. Eu nu înțeleg și bunătate în Europa, în Europa. Ce e acolo Europa? Pe 17 iunie, Comisia Europeană s-a pronunțat în favoarea acordării statutului de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, atât a Republicii Moldova cât și Ucrainei, în înțelegerea că cele două state vor parcurge o serie de pași concreți pentru integrarea efectivă. Mai exact, statele trebuie să adopte numeroase reforme în domeniile bunei guvernanțe, a statului de drept și a combaterii corupției. Pe 23 iunie, Consiliul European a recunoscut perspectiva europeană a Ucrainei, a Republicii Moldova și a Georgiei. Viitorul acestor țări și a cetățenilor săi este în Uniunea Europeană, e scris în decizie.